Trebuie să vă reamintim informația acestei după amiezi. Șpăgarul de Sorin Oprescu a fost interceptat la Atena, atât în ducea capul. Vorba omului nostru, în loc să fie la Porto Novo, în Benin, el își trata reumatismele de final de legendă în Grecia. Într-adevăr, proști de o prostie monumentală toți greucenii ăștia din politica românească. Bă, nu i-am înjurat absolut deloc degeaba atâția ani, aproape câteva decenii, cum a fi spus Radu Naum. Ei bine, am avut dreptate. Acum, câte cărți va scrie în pușcărie, de câte boli va suferi, nu e greu să ne imaginăm. Va scrie tomuri întregi și va suferi de absolut toate bolile pământului, pe care nu i le-ar mai putea trata nici măcar un hipopotam.